deosebit de mișcat, fericit să mă aflu între doi giganți universitari ai Timișoare, care nu s-au ceva decât fructe ale visurilor mele din anii 80, când vorbeam despre vremea de libertate care va veni în România și când vom avea nevoie de oameni școlați, oameni care să urce la cele mai înalte nivele academice. Și iată că sunt între ei, mă bucur că suntem aici la Areopag. Pentru mine personal, seara asta și mâine seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt extrem, extrem de importante. Mă expun într-un mod nou. Acum vă dați seama că eu de multă vreme am spart tipare, am îndrăznit să gândesc dincolo de bariere, dincolo de posibilul uman și veți vedea în seara asta că încă nu mă astâmpăr. Încă nu mă vindec de a visa dincolo de orice imaginație omenească. De data aceasta, subiectul e bunătatea. Mă scuzați puțin că am puțină răceală. Mi-am dat seama în anii 90, după ce am venit în țară, am revenit în țară, că în cultele neoprotestante din România nu avem o învățătură după botez. Știm să chemăm lumea la Hristos, dar nu știm ce să facem cu ei după ce au venit la Hristos. Ceea ce trebuie să facem cu ei după ce au venit la Hristos a căpătat numele de viața spirituală. Și am văzut nevoia aceasta așa de puternic încât am simțit chemarea lui Dumnezeu să las tot ce am clădit la Oradea și să mă dedic cursurilor de viață spirituală în biserici, baptiste, pentecostale, creștini cu Evanghelie, în toată țara. 8 ani de zile am făcut lucrul acesta sistematic și rodul a fost o carte intitulată Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus Hristos sub călăuzirea Duhului Sfânt. O trăire trinitariană, dacă vreți. În timpul acesta m-am adâncit tot mai mult în învățătura Domnului Iisus, simțind că prea mult teologii clădesc pe Apostolul Pavel în loc să clădească direct pe stâncă, pe învățătura Domnului Iisus. Și în cele din urmă mi-am dedicat vreme, probabil de vreo 2 ani, în care am formulat o teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus. Și când am zis, cum o pot aduna într-un singur cuvânt? A sărit repede înainte, bunătate. Așa că avem cartea intitulată Bunătate, linioară, o teologie bazată pe învățăturile
Domnului Iisus. A apărut în 2009 la editura Cartea Creștină din Oradea. Eu am continuat pe linia aceasta și la un moment dat, în studiile mele despre bunătate, m-am simțit atras cu totul special de cartea lui Isaia. Isaia, capitolul 2, versetul 1, la noi tradus prorocia lui Isaia, original e viziunea lui Isaia. Viziunea lui Isaia e formidabilă. Se va întâmpla în trecerea anilor sau în scurgerea vremii că oamenii își vor lua toate armele și vor face din ele unelte agricole. Isaia 2:4. Visul cel mai mare al omenirii să nu mai fie războaie. Când au clădit clădirea ONU la New York, la bază au scris aceste cuvinte ale lui Isaia. Visul întregii omeniri să nu mai fie războaie. Acum, secretul viziunii lui Isaia, Isaia 11:9, puțin parafrazat, nu se va mai face niciun rău pe planeta Pământ. Pentru că tot Pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Când nu se va mai face niciun rău pe tot Pământul? Când toți oamenii de pe Pământ îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că mie îmi place să mă duc până la ultimele consecințe, am scris o carte cu această viziune a lui Isaia. Și am intitulat-o O țară ideală. Am publicat-o la editura Institutului European la Iași, crezând că ei vor da o mai mare circulație decât editurile evanghelice. Am fost înșelat în așteptări, au tipărit-o într-un tiraj foarte mic, foarte scumpă și până la urmă am cumpărat eu câte am mai găsit la ei, am preluat copyright-ul și acum se va publica probabil în 2-3 luni la o editură din Arad. O țară ideală. De-a lungul istoriei au fost mai mulți oameni, începând cu Platon și cu Thomas More, care au visat o țară ideală și au pus numele Utopia. U în limba greacă e nu. Topia e loc. O utopie e ceva care nu va avea loc aici pe Pământ. O utopie. Vorbesc în primul capitol despre fenomenul acesta și eu spun, nu-i utopie. E viziunea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Isaia. Că va veni o vreme pe Pământ
când toți oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu și rezultatul va fi bunătate. Un profet care era probabil cu vreo 10 ani mai vârstă decât Isaia, Osea, a spus în felul acesta: pentru că nu este cunoaștere de Dumnezeu în țară și pentru că nu este bunătate, iată de ce țara e nenorocită, parafrazez. Nu-i cunoaștere de Dumnezeu și nu-i bunătate. Și Dumnezeu strigă: bunătate voiesc, nu jertfe. Am dat drumul de acolo, mergând prin învățăturile Domnului Iisus, Apostolului Pavel, Petru, Ioan, crezând literalmente că se va realiza așa ceva pe pământ. Că bunătatea se va instala pe pământ când toți oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Mă depinde de noi dacă toți oamenii îl vor cunoaște sau nu. Dar la asta vom veni mai târziu. După ce am scris această carte, paranteză, când am spus că se va prăbuși comunismul, realmente am avut o viziune pe care mi-a dat-o Domnul, că se va prăbuși comunismul brusc. De aceea spuneam atât de convins. Aia nu-i nimic pe lângă ce-i cartea O țară ideală. Știu că n-ați ajuns să o vedeți, că tare puține până acum. Oricum, cine citește, unul care cunoaște bine cum am scris cartea și după am scris-o și după ce am publicat-o, încă ziceam: frate-ți-o, dumneavoastră chiar credeți că se va întâmpla așa? Că e incredibil! Eu cred, literalmente se va întâmpla așa. M-am dus mai adânc în Biblie și am scris o nouă carte intitulată Bunătate, Adevăr, Dreptate. E o triadă pe care o găsim în trei locuri Biblie. Găsim în Psalmul 45:4. Sunt diferențe, de exemplu, loc de dreptate, neprihănire, sigur că noi trebuie să locuim acolo, în loc de adevăr, credincioșie, dar triada asta e acolo. E în Matei 23:23, lăsați lucrurile principale neîmplinite, adică bunătatea, adevărul și dreptatea, spune Domnul Iisus. Și după aceea, în Efeseni 5:9, roada luminii stă în orice bunătate, adevăr, dreptate. Deci, mari filozofi totdeauna au căutat să-și pună toată învățătura într-un cuvânt, două sau trei. Și aici găsim la David, la Iisus și la Apostolul Pavel. Fiecare zice astea trei: bunătatea, adevărul, dreptatea. În asta se cuprinde tot. E o carte pe care de fapt e un studiu a conceptului de bunătate în toată Scriptura. Începe cu Moise. Moise e fascinant referitor la bunătate. Dar după Moise a preluat tema David.
David a făcut o școală a bunătății la ceea ce s-a numit cortul lui David. După aceea vine grupul de profeți, Amos, Osea, Isaia, Mica și Ieremia, profeții exilici, post-exilici, care au vorbit despre viziunea aceasta a bunătății pe tot pământul. Și după aceea, sigur, la Domnul Iisus, la Apostolul Pavel, la Petru, la Ioan, cartea am publicat-o direct în internet și acum, dacă chiar vreți să o vedeți cât mai repede, la urmă îmi dați e-mailul vostru și vă trimit în PDF. Deci, ca să aveți toate trei astea, bunătate, o țară ideală și ultima despre bunătate, adevăr, dreptate, le am în PDF și vi le pot face, pune la dispoziție. Vă spun toate astea ca să vedeți că de o vreme numai de astea mă ocup. Se întâmplă în viața omului câteodată câte o provocare nouă și asta s-a întâmplat acum 3 luni când am citit într-un ziar central un articol intitulat Problema răutății. Și m-am uitat, Andrei Marga. Andrei Marga a venit la universitate cu 10 ani în urma mea. După Revoluție am lucrat împreună la câteva proiecte și domnia sa face analiza asta tulburătoare de savant a problemei răutății. Și nu pomenește niciodată de vreo soluție. Cel puțin, dacă răutatea e problema, măcar odată se pomenește despre bunătate. Cu tot ce am adunat eu în gând, repede m-am apucat și am scris o scrisoare de vreo 10 pagini, intitulată Triumful Bunătății. Și am trimis-o domnului Marga. Spre surprinderea mea, mi-a răspuns foarte repede, domnul Țor, noi vedem problema răutății. Dumneavoastră veniți cu bunătatea ca proiect. Și mi-a plăcut grozav expresia, bunătatea ca proiect. Da, bunătatea e proiectul care e soluția la problema omenirii. Să fie clar, e o singură problemă în omenire, răutatea. Singură problemă. Și e o singură soluție, bunătatea. Și rețeta bunătății ne-a dat-o Dumnezeu aici, în cartea asta. Singurul lucru care trebuie să-l facem este să citim cu atenție și să vedem toată rețeta care ne-o dă Dumnezeu ca răspuns la problema omenirii. Acum să îndrăznesc, cine rezolvă problema aceasta, rezolvă singura problemă reală a omenirii. Și eu cred că noi am descoperit soluția. Și astăzi și mâine eu vă voi împărtăși ceea ce eu consider că este știința
bunătății. E o știință a bunătății. În primul rând, bunătatea se învață. Isaia 1:17. Învățați-vă să faceți binele. Dezvățați-vă să faceți răul și învățați-vă să faceți binele. Bunătatea se învață și ca orice lucru care se învață, trebuie să fie o știință pe care să ți-o însușești. Și există această știință a bunătății. Acum, când am trimis domnului Marga articolul Triumful Bunătății și dânsul m-a luat foarte în serios, am avut de atunci o întâlnire împreună la Cluj, am început să discutăm practic proiectul și mi-e plac oamenii ăștia care merg direct, practic, ce-i de făcut. Le-am trimis celor doi de lângă mine ceea ce i-am trimis lui domnul Marga, Triumful Bunătății, și am sugerat să avem o asemenea întâlnire ca să mă testez cu dumneavoastră. Deci, intenția mea este să vă spun ce înțeleg eu prin știința bunătății și prin școala bunătății și să vedem cum putem face practica în producție. Pentru că după ce m-au învățat să fiu profesor de limba și literatura română, am fost 10 ani profesor în mai multe locuri, m-au pus să și fac practică. Și dacă predăm bunătatea, trebuie să punem la punct și un mod de a o pune în practică, să vedem dacă merge. Pentru că ce-i știința? Știința totdeauna începe cu o teorie. Cineva și-a imaginat un lucru nou și vine cu teoria. Și savanții, oamenii de știință, zic, să vedem dacă merge. O testăm. Și dacă o testăm și merge, nu mai e teorie. E o știință. Așa că eu vorbesc foarte serios că trebuie să dezvoltăm știința bunătății, să stabilim întreg curriculumul despre bunătate și după aceea să vedem cum o testăm în practică. Pentru asta suntem aici și să pornim acum la drum. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a început făcând o școală. Asta îmi place mie. Primul lucru care l-a făcut, el a fost că a început o școală și și-a luat studenți. Termen vechi se numește ucenici. Dar erau studenții lui. Veniți în școala mea și vă voi face. Ei nu știau decât ce aia să fie pe scară. Și atunci
ca să priceapă cât de cât, am zis, bă, voi face pescar de oameni. Dar eu cred că gândul lui zicea, vă voi face ceva ce voi nu vă puteți imagina. Când veți termina școala mea, veți fi cu totul și cu totul altceva. Acum, mi-am imaginat odată că fac o călătorie în timp, mă duc 2000 de ani în urmă, caut la Capernaum școala lui Iisus și cer acolo să stau de vorbă cu domnul director al școlii. Și el vine foarte amabil și eu îi spun, uite, eu vin din secolul 20, sunt și eu profesor și eu știu un lucru, orice școală produce ceva. Vă rog, domnul director, ce produce școala dumitale, mea voastră? Unii produc ingineri, alții medici, alții profesori. Ce produce școala dumneavoastră? Bună întrebare. Școala mea îi produce lui tata oameni care seamănă cu tata. Mai exact, oameni buni cum tata e bun. Asta e țelul școlii mele. Pentru că eu, la urmă, după ce i-am format, îi voi trimite ca ei să multiplice școala asta la toate națiunile și să producă nu din toate națiunile, ci să ia toată națiunea, să facă școală și să producă oameni care seamănă cu Dumnezeu, oameni buni cum Dumnezeu e bun. Planul meu e să populez pământul cu oameni buni cum Dumnezeu e bun. Vă rog să citiți din nou Matei 5, Luca 6, special Luca 6 de la 27 la 36 și să vedeți dacă puteți să spuneți cumva că l-am înțeles greșit pe Iisus. Acum, dacă Domnul Iisus a venit cu proiectul acesta, ce s-a întâmplat cu proiectul pe drum? Unde a murit proiectul? Asta va trebui să determinăm uitându-ne în istoria creștinismului. Dar vreau ca să vă mai dau un exemplu. Între cei 12 erau doi tare zurbagii, violenți de-a drept. Doamne, samariteni ăștia nu ne lasă să petrecem noaptea în sat. Dă-ne voie să trăznim satul. Fiii tunetului, oameni care nu știu de să trăznească, a zis și o răutate. Și unul dintre ei a devenit apostolul iubirii. Fiul tunetului, undeva pe traseu, a devenit apostolul iubirii. Asta e școala lui Iisus. Acum, dacă ne uităm în epistola către Romani, Romani 1:28, nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor.
cunoașterea lui Dumnezeu în cheia. Nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor. Și Dumnezeu i-a lăsat în voia minților inadecvate, tradus în românește, blestemate, râu, fals, adochimus, termenul greacă, nepotrivit. Dumnezeu le-a spus, problema răutății și a bunătății nu puteți voi decide niciodată, depindeți de mine pentru asta. Dar ei au zis, nu ne trebuie Dumnezeu, ne putem descurca și fără El. Și pentru că l-au scos pe Dumnezeu din mintea lor, au ajuns plini de, și sunt acolo 23 de lucruri care împreună îți dau definiția răutății. Aia e răutatea. Și apoi replica lui Pavel, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te cheamă la transformare? Dumnezeu nu te-a abandonat. Și apoi Pavel intră într-o serie de explicații grele de tot. Epistola către Romani e cea mai grea dintre epistolele lui. Mie îmi place să trec de acolo direct la capitolul 12. Așadar, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e așa de bun, luați-vă pe voi și vă puneți-vă pe o tavă și spune, Doamne, ia-mă în primițele. Nu vreau să mai trăiesc singur. Și dăruiți-vă din nou lui Dumnezeu ca să ajungeți să cunoașteți care e voia Lui, sfântă, dreaptă, desăvârșită, bună. Și imediat, fiți atenți că de acum voi trăiți într-un trup, nu mai sunteți singuri. Dar, în sfârșit, El vine la subiectul care e subiectul întregii cărți, care a început în 2 cu 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să devii și tu bun? Roman 12:9. Dragostea să fie veritabilă în voi. Abhor evil. Să aveți oroare de rău. Stick to goodness. Lipiți-vă de bunătate. Și nu te lăsa biruit de răutate, ci biruiește răutatea prin bunătate. Și cu asta Apostolul Pavel îți spune, toată teologia ar trebui să reducă la atât. Să înțelegi că soluția e să te dăruiești total lui Dumnezeu și să înveți împreună cu Moise, cu David, cu Isaia și cu Iisus, să-ți fie groază de rău și cu toată ființa să îmbrățișezi bunătatea și să devii bun. Acum, ca să-l punem și pe Petru aici. Petru a citit în Psalmul 34:8, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și Petru spune, dacă ai gustat ce bun e Domnul, ia o mătură și mătură din tine
orice fărâmă de răutate, de viclenie, de șmecherie, de corupție. Dacă ați gustat că bun e Domnul, lepădați de la voi orice răutate. Să mai adăugăm și pe Ioan. Dacă ești născut din Dumnezeu, iubești. Pe cine? Iubești. Pe toți oamenii. Special pe dușmanii tăi. Special pe cei ce-ți fac rău. Cine iubește e născut din Dumnezeu. Acii m-am străduit tare mult să înțeleg care e raportul dintre bunătate și dragoste. Dicționarele nu te ajută mare lucru. Nu-ți spun nici ce e iubirea, nici ce e bunătatea. Apostolul Pavel, când descrie dragostea, 1 Corinteni 13, el, ca să o descrie, spune, vă spun ce face dragostea și ce nu face dragostea. Dragostea nu caută folosul său. Nu se proiectează pe sine înainte. Dragostea se dăruiește pentru alții. Dragostea crede totul. Caută folosul celorlalți. Îi înalță pe ceilalți. Și chiar la început, dragostea e plină de bunătate. Aha! Dragostea e plină de bunătate. Și am început să speculez cum o fi aia, că dragostea e plină de bunătate. Ziceam așa, conținutul e bunătate, dragostea e expresia în afară a bunătății. Și pentru o vreme, așa am zis. Dar uneori uit că dacă nu sună chiar bine, trebuie să mă duc la textul grecesc. Și m-am dus la textul grecesc să vedem ce spune Pavel direct. Dragostea te face bun. Spune el, dacă nu mă înșel, e cresteu etai. Deci, de la bunătate. Dragostea te face bun. Pentru că atunci când iubești, poți să faci cuiva vreun rău celui pe care îl iubești. Dragostea te transformă într-o persoană bună. Dacă ești născut din Dumnezeu, iubești și ești bun. Și îmi place să pun și ce spune Pavel în Tit cu 3 cu 4, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, ne-a mântuit. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni? Când s-a arătat Fiul lui? Domnul Iisus e manifestarea bunătății lui Dumnezeu și a iubirii lui Dumnezeu. Cum le pui sau cum nu le pui, important e că bunătatea și iubirea merg mână în mână. Bunătatea e mai mult în Vechiul Testament, în Noul Testament e mai mult iubirea. Dar
în Noul Testament le combină aproape 50-50. Încă ceva. Duhul Sfânt. Cum să-L mai numim pe Duhul Sfânt? Eu am ajuns la concluzia că trebuie să-L numim Duhul Bunătății. Pentru că Apostolul Pavel ne spune, roada Duhului e dragostea care te face bun, e îndelungat răbdare, bunătatea, Christotetes, și bunătatea, agathosune. Problema e că noi în românește nu avem decât un singur cuvânt pentru bunătate. În limba greacă sunt vreo 4. Și 2 aici. Duhul Sfânt produce în tine bunătate și bunătate. Cum să traducem? Și atunci în King James s-au tot gândit un alt cuvânt pentru bunătate. Și ei au produs cuvântul loving kindness. Bunătate iubitoare. Bunătate și bunătate iubitoare. Poate am trebuit să zicem amabilitate. Bunătatea și amabilitatea. Credincioșia și blândețea. Blândețea e alt cuvânt pentru bunătate. Acum, din 9 câte sunt roada Duhului, una e dragoste, alta e bunătate, alta e amabilitatea, alta e blândețea. Putem să zicem că Duhul Sfânt e Duhul bunătății? Pentru că majoritatea produselor Duhului Sfânt au de-a face cu bunătatea. Aci, ceva foarte important. Unii vor zice, păi eu nu știu de ce Duhul Sfânt nu le produce în mine. Eu tot aștept să le producă, dar nu le produce. Aia pentru că ați tradus literal acolo roada. E o comparație acolo între firea pământească și Duhul Sfânt. Fiți atenți către ce vă conduce firea pământească și către ce vă duce Duhul Sfânt. Astea sunt orientative, dar nu Duhul Sfânt o produce în tine. Tu trebuie să o produci în tine, să nu lași firea pământească să mai producă ceartă, mânie, dușmănie. Tu să nu le mai lași alea produse în tine și tu să urmărești ce vrea Duhul Sfânt să vadă în tine. Pentru aceasta, uitați-vă deci la roada Duhului și apoi citiți în 1 Timotei, capitolul 1 Timotei 6:11. Dar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Lucrurile care în Galateni spuse ca roada Duhului, aici le poruncește. Tu, om al lui Dumnezeu, caută-le. Și dacă te uiți la un capitol anterior, la 4:7,
La noi e tradus tot cu caute. Caută să fie vlavios. Aici cuvântul caută în greacă e gimnazete. Exersează până când devii evlavios. Iar în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, credința, dragostea, pacea. Urmărește, cuvântul e, dacă nu mă înșel aici, dioco, cuvânt folosit în lumea vânătorii. Cum urmărește un vânător prada? Studiază pe unde vine căprioara. Așteaptă. Fii atent să nu bată vântul în direcția ei. Caută cum caută un vânător prada. Și nu te lăsa până când nu acaparezi. Gimnazete, exersează, caută și urmărește. Noi trebuie să țintim care sunt trăsăturile pe care le vrea Duhul Sfânt în noi și noi trebuie să facem program de lucru. Cum luptăm până când le vedem pe toate dezvoltate în noi? E adevărat că la noi sunt unii tare pioși care zic, frate, nu, eu nu trebuie să fac nimic. Domnul face totul. Nu, frate, stai tu liniștit. El le face pe toate. Eu doar să stau liniștit. Asta e cum vede el, dar noi vedem altfel. Acum. Mai am un lucru care mi-ar place să stau mai mult la el, dar vă rog să studiați acasă epistola către Tit. Eu mi-am notat undeva că epistola către Tit e epistola faptelor bune. Să numărați voi acasă de câte ori scrie despre faptele bune în epistola asta. Dar să ne uităm la ansamblu. Te-am lăsat în Creta, spune Pavel lui Tit, colegului. Creta a fost leagănul civilizației europene. Prima mare civilizație europeană a fost în Creta. Creta era o insulă lungă pe care o plajă pe partea de nord erau 6 orașe. Te-am lăsat în Creta să așezi oameni speciali în fiecare cetate. Fii atent, specificul național al Cretei e că-s oameni leneși și hoți. Pleacă primăvara cu corăbiile în diferite locuri și jefuiesc și fură și după aia vin acasă și restul anului chefuiesc. Pântece leneșe și oameni răi și tu trebuie să schimbi cultura acestei insule. Pe femeile în vârstă le înveți, uite, astea. Pe femeile tinere, astea. Pe tineri le înveți astea. Pe bărbații înveți asta. Caută lideri,
liderii trebuie să fie așa. Până și sclavii, uite cum trebuie să fie. De ce toate astea? Pentru că harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, ne învață să ne schimbăm radical cultura și comportamentul. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, când a murit, a murit cu această dorință să-și procure un popor care să fie al lui, pasionat după acte de bunătate. Când murea pe cruce, Domnul Iisus țintea la ceea ce vroia El să producă, un fel nou de oameni cu care să populeze insula Creta, cu care să populeze restul. Adevărat este lucrul acesta, spune în concluzie 3:8. Cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune, adică în acest mod nou de viață. Iată ce e necesar întregii omeniri. Întreaga omenire dorește oameni din ăștia care au lepădat orice răutate și care trăiesc acum în acte de bunătate. Pentru că ai noștri trebuie să deprindă să fie primii în fapte bune, primii în acte de bunătate. Oare am captat ce Domnul Iisus, ce Apostolul Pavel, ce Apostolul Ioan, ce Apostolul Petru? Observați că toți ne duc în același loc să producem oameni care se caracterizează prin bunătate. Să vă mai adaug un singur lucru în seara asta, și anume cuvântul acela care a rămas netradus în limba română. Haris. Citiți, vă rog, în cartea mea Bunătate, Teologie după învățătura Domnului Iisus, și iau acolo vreo 50 de pagini pe care încerc să vă conving că Haris înseamnă bunătate. Ăsta e înțelesul de bază al cuvântului Haris. Și noi nu vrem să vedem asta. Încercați să citiți epistolele lui Pavel și oriunde găsiți har, cuvântul netradus, înlocuiți-l cu bunătate. Și dintr-o dată vedeți ce sens bun capătă textul. Pe vremea lui Pavel, când intra într-o cetate, la intrare era o placă sau un obelisc sau o altă, un alt marcaj dedicat lui mecena acelui oraș, binefăcătorului acelui oraș, care în mărinimia lui, în generozitatea lui sau în bunătatea lui, ne-a clădit apeductul sau ne-a zidit porțile cetății. Pentru bunătate sau dărnicie sau mărinimie, cuvântul totdeauna era Haris. Harisul acestui om, care în Harisul lui a făcut atâtea lucruri pentru cetatea noastră. Și atunci, dintr-o dată, vedeți și mai mult cum toată Biblia e despre bunătate.
Acum, încă o dată, bunătatea e termenul principal al Scripturii. Pentru că problema numărul unu a omenirii e răutatea. Apropo, mai faceți un alt exercițiu. Acolo unde vedeți păcatul, mai ales în Roman 5, înlocuiți-l cu răutatea. Și veți vedea că face sens. Și unde vedeți harul, înlocuiți cu bunătatea. Acum, păcatul a domnit, asta e Roman 5, 21 sau cât. Cel 21. Păcatul a stăpânit, dar în loc de păcatul noi punem răutatea. Răutatea a stăpânit din moartea. Acum, harul trebuie să stăpânească și înlocuim cu bunătatea. Bunătatea trebuie să stăpânească din dreptatea și din viața veșnică. Acolo unde a stăpânit răutatea, acum trebuie să stăpânească bunătatea. Și dacă bunătatea stăpânește, adică domină, dirigează, ea devine totul, rezultatul e o viață corectă, dreptate, și rezultatul e viață veșnică. Așadar, asta a fost, să zicem, materialul biblic, trecerea revistă a bunătății în Biblie, dar încă o dată pentru recapitulare și apoi mâine seară avem partea a doua. Bunătatea e o știință care se predă într-o școală, în școala lui Iisus. Și dacă e o materie care se predă, noi trebuie să vedem care e materia aia. Pe scurt, e toată învățătura Domnului Iisus. Toată învățătura Domnului Iisus e curiculumul bunătății. Apropo, și de asta, să punem și asta. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, ci numai cine face voia Tatălui nostru. Ce înseamnă voia Tatălui nostru? De aceea, cine are aceste cuvinte ale mele și le face. După procedeul ebraic, că repeți cu alte cuvinte, voia lui Dumnezeu e aceste cuvinte ale mele. Când am trăit după cuvintele Domnului Iisus, s-ar face pe tot pământul voia lui Dumnezeu. Vie împărăția ta. Adică să se facă pe pământ voia ta ca în ceruri. Vie împărăția ta, adică să trăiască toți oamenii după învățăturile tale. Să fie toți oamenii buni. Și iar ajungem la același obiectiv care îl are Domnul Iisus. E o știință a bunătății. Sunt lecții ale bunătății. La urmă trebuie să vedem cum practicăm astea. Dar sper că v-am convins că esența esențelor
e soluția la răutate, care e bunătatea, care e definită în învățăturile Domnului Iisus. Atât pentru